Liderii Mișcării Populare au dorit să tragă un semnal de alarmă cu privire la starea în care se află operele de la Târgu Jiu, spunând că de ziua lui Brâncuș, care se va sărbători pe 19 februarie, toată țara va fi cu ochii pe orașul nostru. Aducem un omagiu coloanei infinitului. Coloana infinitului este cea mai reușită sinteză a spiritualității românești și principalul pilon al identității noastre culturale. Să încercăm să atragem atenția asupra modului cum aceste opere naționale au fost de-a lungul timpului în atenția factorilor politice. Și când spun asta, se trag atenția că cel puțin în ultimii ani de guvernare, care premierul Ponta, Gorjan de-al nostru, a promis în nenumărate rânduri că va aloca fonduri pentru restaurarea, așa cum trebuie, acestei opere de artă. Reprezentanții Mișcării Populare au dorit să atragă atenția asupra modului batjocoritor în care autoritățile se îngrijesc de operele lui Brâncuș de la Târgu Jiu.